Bună seara, am găsit la Fotbal Show. Victorie pentru FCSB, 1-0 împotriva celor de la Hermannstadt. Un meci câștigat de FCSB la Sibiu după golul lui Bilel Omrani, al doilea gol pentru Omrani la FCSB. A înscris și în 2022, pe final de an, împotriva celor de la Chindia Târgoviște. Un gol de 3 puncte, un gol important pentru FCSB, pentru că vorbim totuși de un teren unde, de exemplu, Farul Constanța a pierdut cu un sec 4-0, acum nu foarte mult timp. Un stadion pe care Măldărășanul l-a așteptat de foarte mult timp și a făcut o demonstrație de forță împotriva lui Gică Hagi. Bine, iată că astăzi Hermannstadt pierde împotriva celor de la FCSB. Vom discuta despre această victorie. O victorie și cu ceva ceață, și la fotbal, și afară, pentru că în prima repriză s-a văzut destul de puțin din fața televizoarelor. De asemenea, vom discuta despre scandalul de la Craiova după FCU Craiova UTA Arad. A fost 1-1 pe teren, dar au fost câteva lucruri care s-au întâmplat după meci, niște elemente pe care, în mod normal, n-ar trebui să le vedem pe terenul de fotbal, dar, din păcate, le vedem. Implicat Adrian Mititelu Junior, fiul patronului Adrian Mititelu, în condițiile în care băiatul lui Adrian Mititelu a mai fost suspendat la un moment dat după un meci cu Rapid, un meci jucat atunci la Mioveni. Nu în ultimul rând vom discuta despre Anglia. Am avut o zi absolut spectaculoasă. Victorie pentru Manchester City, hat-trick pentru Erling Haaland, al patrulea hat-trick, iată, de când a început campionatul pentru norvegian, și o victorie 3-2 Arsenal împotriva lui Manchester United. Unul dintre cele mai bune meciuri din Premier League din acest sezon, dacă nu chiar cel mai bun, pentru că a fost un fotbal absolut delicios într-un astfel de context, cu locul 1 împotriva locului 3-4, așa cum era Manchester United. Manchester United știm foarte bine că și-a revenit. Alături de mine și le mulțumesc frumos pentru prezență, Viorel Moldova, am găsit Vio. Bună seara. De asemenea, Florin Răduciu. Uite, salut, Florin, mulțumesc frumos pentru prezență. Florin, concluzii după acest Hermannstadt FCSB 0-1, un meci câștigat de Mihai Pintili. Că încă putem să-i spunem, astăzi l-am văzut pe bancă, deci încă putem să spunem că este câștigat de Mihai Pintili. Da, cum ai prefațat tu, într-adevăr, a fost un meci în care, în prima repriză, într-adevăr, a fost un pic, să zic, influențat de această ceață. Într-adevăr, nu se vedea foarte bine. Da, a fost și o ceață de fotbal. Nu era simplu. A fost și pe teren de fotbal. Da, dar bun, una peste alta, este o victorie foarte prețioasă a lui FCSB. Acum, aici o să stăm să vorbim dacă e meritată sau nu. Ei bine, poate nu, poate da. Oricum, FCSB e o echipă care a fost totuși, care are în componența ei totuși jucători mai valoroși, mai buni, și a dovedit-o mai ales în cu ocazia golului marcat de Omrani. Repet, este o victorie foarte importantă. Am ajuns la un moment, da, la un moment al campionatului în care nu mai poți să greșești. Și iată că echipele, cel mai important lucru în momentul de față este să câștigi. N-are importanță cum. A fost o echipă, într-adevăr, FCSB, care a reușit să dea acest gol, care de altfel a fost un gol foarte frumos, după părerea mea. E adevărat, aici vorbim și de Hermannstadt, care n-a fost echipa la care ne-a obișnuit să zic așa, să bate echipele mari, pentru că am văzut o echipă, e adevărat, foarte, s-a apărat cu ordine, a fost disciplinată, dar în afară de acel șut fantastic al lui Petrișor, dacă nu greșesc, minutul 52, Vion, da, bară transversală, da? Și acea ocazie, acea centrare de pe dreapta, în care tot el a fost, ar fi putut să marcheze, în rest n-am văzut mai nimic. Am văzut, de adevărat, o echipă care a stat, a așteptat, s-a apărat cu ordine, repet, cu disciplină, dar disciplinată, dar iată că până la urmă diferența o face întotdeauna golurile, și iată Omrani, într-adevăr, cum ai spus tu, aici putem vorbi, e clar, de o inspirație. Dacă lui... puteți, pentru că am prilejul și bucuria în această seară, să am doi foști atacanți de națională. Aș vrea să-mi explicați un pic. Uitați-vă la Bilel Omrani cât de bine el începe faza, da, practic de la el, dar uitați-vă cum se bagă acolo între ei. Aici e și o greșeală mare din partea fundașilor, mă gândesc, vă rog. Da. Din punctul meu de vedere, prea ușor a fost depășită apărarea celor de la Hermannstadt, care până atunci a fost impecabilă. De altfel, FCSB în această seară
Au doar două șuturi pe spațiu porții, un șut anemic al lui Olaru, în repriza a doua, atenție, doar în repriza a doua, după care urmează această acțiune interesantă, inițiată de către Omrani, care fixează destul de bine apărarea adversă, intră într-o combinație, un trio acolo, decalează la Octavian Popescu, care joacă pentru Coman. În același timp, Omrani atacă foarte bine acel interval, acel culoar între fundașii centrali, Bejan și Ene. Se trezește singur cu portarul advers și înscrie după o pasă excelentă acolo pe culoar, o pasă filtrantă a lui Coman. O acțiune, de altfel, cred că cea mai reușită acțiune a FCSB-ului, care, din punctul meu de vedere, această seară a arătat destul de puțin fotbal. Mi s-a părut că echipa nu a avut ritm, intensitate, tonus de joc. De altfel, din câte am înțeles, ei au venit direct din cantonament din Antalya la acest joc. Hai să acordăm circumstanțe din acest punct de vedere vis-a-vis de intensitatea lor și de tonusul de joc la acest meci pe care nu l-au avut în totalitate. Îl ascultăm pe Omrani. Echipa a fost un meci foarte complicat. Am așteptat în echipa foarte bună, știi să joc fotbal. A apărat foarte bine. Da, am fost pe banca, am vorbit cu Pintili, m-a zis, acum trebuie să întrezi, să faci ce pot. Am făcut, să faci diferență. Da, să faci diferență. Am intrat, am făcut un 2-3 și a fost gol și sunt foarte felicit pentru echipa și pentru mine. Ați lucrat mult în cantonament această combinație? Triunghi. Da, îți place să jucăm un 2-3. Avem jucători de foarte bună calitate pe echipa. Toată echipa are calitate foarte bună. În cantonament s-a fost foarte, foarte frumos. Acolo, fiecare antrenament a fost foarte bun. Ok, am pierdut doi meci acolo, dar asta nu contează. Ce mai important e aici, să câștigăm meci aici și asta a fost. Poți să redevii același Omrani pe care îți spăimânta toate echipele la un moment dat. Se așteaptă mult și ai prins acum și acest cantonament și cât a contat faptul că ai prins. Am fost acasă 4 luni sau 5 luni. A fost greu să revii la 100% în forma mea. Acum am făcut cantonament foarte bun, am lucrat foarte mult, am alergat foarte, foarte mult și acum mi-e simt mai bine și am demonstrat pe teren și exact ce am vrut. Acum sper că se continueze așa și sper că fiecare meci câștigăm și dacă poți să dai gol sau asist, sunt cel mai mult fericit. Pentru mine, cea mai importantă e echipa. Ai pierdut și în greutate, așa pare, mult mai fit. Asta între eu și, cum se zice, contar? Da. Ce ai slăbit? Asta e secret. Ai dorit să slăbiți? Nu, am slăbit, da, normal, după vacanța. Am pierdut mult, mi-e simt mai bine, vreau să pierd puțin mai mult și așa e. Imediat după ce ai dat golul, l-ai arătat așa un semn cu 5 degete, ce înseamnă? E secret asta. Păi toate sunt secrete. Tot lumea știe de ce am făcut așa. Atât. A fost pentru mine și între eu și Juma avem ceva. Ce aveți? Explică-le și fanilor tăi să știe. De jucam la un joc se cheamă Uno, știi? Și am câștigat înainte de partid 5. Înainte ieri sau de 2 zile am jucat. Am ascultat pe Omrani, ascultăm și pe David Miclescu. Ai jucat din nou și vârf împins și bandă dreaptă. În primul rând, dacă te așteptai să fii titular? Nu mă așteptam, dar la Steaua toți ne antrenăm foarte bine și când vine ziua meciului, atunci vedem primii 11 și toți suntem pregătiți pentru a începe din prima. Am venit după o perioadă grea petrecută în Antalya, un cantonament foarte greu, dar tot am făcut niște lucruri foarte frumoase, chiar dacă în amicalea n-am reușit să câștigăm. Și tot timpul, primul meci după un cantonament este destul de greu, dar suntem bucuroși că până la urmă a ieșit bine și am reușit să încele 3 puncte. Victorie muncită, norocoasă, forțată, cum ai caracteriza-o?
după cum au decurs lucrurile? Nu neapărat norocoasă. Am avut tot timpul, noi am avut posesia, am avut noi jocul, noi am avut cele mai mari ocazii și până la urmă trebuia să intre și golul. Cum te-ai înțeles acolo cu Sorescu în bandă? M-am înțeles bine, chiar dacă este de-abia primul meci, mai trebuie să strângem câteva meciuri ca să le înțelegem și mai bine, dar pe parcurs o să ne înțelegem, părerea mea că o să ne înțelegem foarte bine. Simți că trebuie îmbunătățită această relație cu Sorescu? Da, această conexiune trebuie, pentru că, vă dați seama, el a venit de la clubul din Polonia, acolo au avut alte trasee de joc și acum trebuie să se obișnuiască și cu noi. Pentru tine, cum e când ajungi mereu în postura de vârf în pis? Le crezi concurență lui Companio și Omrani cumva? Da, și mijlocaș dreapta și vârf, unde joc, eu vreau să mai joc cât mai mult echipa și să reușesc să și înscriu și să câștigăm. Ce rezultat așteptați mâine? Vă dați seama, așteptăm un rezultat negativ pentru noi. Dar până la urmă noi o să avem meciurile cu Farul și cu Cefre și alea trebuie să le câștigăm. Simți așa după pregătirea asta că echipa s-a sudat și mai mult? A fost o atmosferă bună, în ciuda rezultatelor într-adevăr slabe și greșelilor mari în defensivă acolo. Da, am avut și noi de greșeli, dar am îmbunătățit, cum am zis, în cantonament toate aspectele acestea și sper să le punem și în practică. Urmează două etape de foc pentru voi. Vă simțiți pregătiți pentru ele, Farul, CFR? Da, cum v-am zis, primul meci după ce am venit din cantonament este puțin mai dificil, dar acum sperăm că ne-am dat drumul și să câștigăm amândouă meciuri. Știi că în continuare se așteaptă mult mai mult de la tine. Când crezi că vei ajunge la cea mai bună versiunea ta? Nu pot să zic eu fix exact acum. Eu sper la fiecare meci să dau tot ce am mai bun din mine și să-mi ajute echipa să se facă bucuroși pe spectatori. Faptul că ți s-a dat încredere și ai fost introdus titular, bănuiesc că înseamnă mult, da, pentru tine. Da, seama, pentru orice jucător înseamnă foarte mult, pentru că îmi văd că joc titular. Dar v-am zis, aștept să joc titular, dar să și înscriu. Simți nevoia, nu? De a întoarce această favoare care ți-a fost, da, făcută? Da, să-i răspătesc pe cei care au încredere în mine și normal. Mulțumim. L-am ascultat și pe David Miculescu. Vio, te întreb acum, că am văzut doi jucători care au evoluat și vorbea Miculescu despre Dejan Sorescu. Dejan Sorescu schimbat la pauză. Mă gândesc că nu mai trebuie să ne punem întrebări cine l-a schimbat pe Dejan Sorescu. Dejan Sorescu practic abia venit titular din prima, dar nu s-a legat chiar deloc jocul în prima repriză pe partea dreaptă. Impactul cu FCSB pentru Dejan, credeam că spui cu Liga 1, în această seară a fost destul de complicat. Așa cum spuneai și tu, el a fost schimbat după primele 45 de minute. Chiar discutam în timpul jocului, în timp ce urmăream jocul și chiar făceam niște pariuri cu când colegii să vedem dacă e schimbat la pauză câte schimbări va efectua FCSB-ul. Le-am cam nimerit două schimbări, dar sincer nu mă așteptam la Dejan Sorescu, mă așteptam să-l mai lase puțin să joace, deși prestația lui a fost destul de modestă în prima repriză. Îl ascultam și pe Ternovan. Acel șut al lui Petrișor, am văzut-o în poartă. Vă spun sincer, n-am mai avut reacție, dar mă bucur că a luat Vibara și după am reușit să marcăm. Cum vezi lupta asta în continuare? Iată, se intră cumva în linie dreaptă pentru accederea în play-off, dar nu știu, cum o vezi tu? Da, e o luptă strânsă, e un campionat foarte echilibrat și Farul și CFR-ul sunt echipe foarte bune, au multe puncte și ne bucurăm foarte mult că am câștigat acest meci, pentru că urmează meciurile directe cu ei și dacă vom avea încă două victorii, cu siguranță ne apropiem și lupta va fi și mai strânsă. Cum a fost această revenire pentru tine, titular, din nou? Ai avut ceva emoții în această perioadă? Pentru că Andrei Vlad s-a descurcat foarte bine. Da, a fost o revenire bună, pot să zic așa, pentru că nu am primit gol. Și da, Vlad cât a apărat senzațional, eu știam asta însă de fiecare dată. E un băiat foarte, foarte bun, serios, muncitor și s-a văzut și la meciul trecut că și-a făcut treaba foarte bine. Dar cum simți această concurență în acest moment? E o concurență benefică pentru amândoi, pentru că amândoi am făcut meciuri bune și că nu e unul, e celălalt și echipa se poate baza pe noi. Cum se aud? Sau se aud indicații de pe bancă sau mai greu?
apropo de ce se întâmplă cu Mihai Pintilicu. Nu aș vrea să discut acest subiect pentru că nu ține de mine. Indicațiile în seara asta s-au auzit foarte, foarte puțin pentru că fanii celor de la Sibiu au făcut o atmosferă foarte frumoasă, n-am auzit aproape nimic de pe bancă și cam atât am de spus despre asta. Iată, Sibiu l-a câștigat și cu CFR, a câștigat și cu Farul, însă a pierdut cu voi. Ce înseamnă acest lucru în economia pentru titlu? Foarte, foarte importantă victoria, am mai spus-o. Aveam nevoie mare, pentru că venim după o perioadă de aproape două săptămâni plecați de acasă. Am ajuns acum două zile la Sibiu și aveam nevoie mare de această victorie pentru moral, pentru credere și pentru ce urmează. Mulțumim! Seară bună! Da, l-am ascultat pe Târnovanu, Florin Târnovanu, foarte sincer. Da. Noi am văzut între timp și șutul lui Petrișor Petrescu, bomba lui Petrișor Petrescu. Da, să nu uităm că bările, nu? Sunt oarecum prietenele, să zic, între ghilimele, a portarilor. Deci sunt, fac parte din... sunt cei care sunt... Dacă nu eu nu poate să intervină portarii, este bara. Deci de data asta a fost... Da, într-adevăr, păcat. Mie mi-ar fi plăcut, evident, să fie gol, pentru că ar fi fost un super gol. Deci numai bara a fost care a oprit acest gol, din păcate. A fost sincer, bravo lui, evident, că ce putea să zică, pentru că a fost spectaculos acest șut. Florin... Și cred că cu altfel vorbeam, probabil vorbeam de alt scor aici. Evident. Spuneai tu că în acest moment nu mai are nimeni timp de greșeli, da. Și 1-0 e un scor foarte important, doar că pentru FCSB în perioada următoare... practic sunt echipele... Da. Hai că trebuie să mă întrerup eu. Da. Îl ascultăm pe Mihai Pintili. Mor să vin. Deci da. Nu vin din propria inițiativă sau să zică cineva că mamă se vede asta. Nu. Voi mașeruși și din cauza asta sunt prezent în fața voi. Da, un meci greu. Ne așteptam la chestia asta. Sibiu o echipă puternică. Joacă acasă. Știam asta. Băieții știau chestia asta. Mai ales că venim direct din cantonament. Aerotare. Nu eram învățați cu atmosfera. Dar mă bucur că am luat cele trei puncte, cum am zis și înainte de meci. Și meritul este al jucătorilor și doar al lor. Și iată, Umrani a intrat de pe bancă, a decis asta înseamnă meciul. Să ai și bancă puternică, nu? Indiferent. Ei trebuie să înțeleagă că joacă doar 11 jucători. Important sunt tot lotul. 24, 26, cât sunt de? 8, 20 putem să luăm un lot. Ceilalți care nu prind lotul, trebuie să muncească mai mult și să prindă încredere pentru a prinde lotul și după aia pentru a prinde primul 11. De asta mă bucur pentru, mai ales pentru cei care au intrat azi de pe bancă și au făcut-o foarte, foarte bine și au suplinit ieșirile. Cu Sorescu, așa ai gândit-o de la început să rămână o repriză sau pur și simplu ai realizat că nu... Cu Sorescu cred că îi mai trebuie și puțin timp de acomodare și mă bucur că a intrat Vale Crețu, a făcut-o foarte bine, l-a suplinit mult mai bine. Poate meciul următor va fi invers. Se poate întâmpla orice. Nu prea există deloc răbdare la FCSB. N-a existat și nu va exista niciodată. Pentru că e un club mare și se cere performanță. Și aici nu te așteaptă nimeni. Aici e singura problemă. Și eu mă bucur că băieții înțeleg chestia asta și sunt conștienți de chestia asta, că nimeni nu te așteaptă. Ei trebuie să, când intră, trebuie să-și facă treaba cum a făcut-o azi. Și mă bucur pentru ea. Indiferent cum Omrani a intrat, a dat gol, poate să fie rezervă. E nicio problemă. Va intra, va da iarăși gol. Companiu, scos și el la pauză. Da, dar au intrat. Miculescu, da. Corect, dar nu e nicio ei. Sunt jucători care încă nu sunt, poate le mai trebuie ritm de joc, încă nu sunt, se simt foarte bine, nici n-au fost jucat foarte mult. De asta zic, ei încă suntem la început, e primul meci, ne bucurăm de cele trei puncte, că de bea acum începe greu. De la Omrani ai mai multe așteptări? Nu. Mai ales că a fost... Nu, dar de aia, eu mă aștept de la ei ca să joace fotbal de plăcere, să se simtă fotbaliști la această echipă, să dea totul când intră pe teren. În rest, nu pot să le cer să dea viața sau că nu există. Nu, mă gândesc la numărul de goluri pe care l-a marcat de când a venit la FCSB. Păi la noi fundași centrali au goluri marcate. Ce să mai... Nu, aici nu e o regulă și mă bucur. Cine intră să dea goluri? Care o are să o bage în poartă? Nu putem. Pentru mine asta e cel mai important. Nu putem să nu remarcăm și pasa lui Coman de la gol. Și iată, nu știu, când devine ce a fost. Până la urmă se tot așteaptă. Coman este pe drumul cel bun și v-am zis, trebuie răbdare cu el, că nu e. Nici nu are minute, nu joacă tot meciul ca să... Dacă nu are o reușită, este schimbat sau ceva, nu avem răbdare. Asta e ideea. Trebuie și cu el răbdare, pentru că este un jucător foarte bun, un jucător de echipa națională și are calitate. S-a pregătit, cred că în primii trei, dacă după părerea mea, el a fost în primii trei care s-a pregătit în acest cantonament și a dat un randament incredibil.
Sincer, ce mai trebuie să rezolvi imediat, urgent, în perioada următoare? Pentru că urmează două meciuri foarte importante cu echipe implicate. Sincer? În cadru. Da. Să le dau două zile liber, să ne liniștim puțin că avem nevoie și după aia avem timp să pregătim. Nimic altceva. Băieții au nevoie de aceste două zile libere, să relaxeze, deci să meargă cu familia. Merge bine. Mă refer la joc. Nu atâta timp cât câștigi, jocul, eu nu pot. Și dacă nu câștig, și dacă joc prost, și dacă echipa nu... Am luat 3 puncte? E toată lumea mulțumită? Mai contează cum am jucat, că am jucat. Și a fost, am zis, a fost un meci de uzură, un meci cu o echipă bună, care Sibiu pierde greu acasă. Noi am câștigat și asta ne bucură cel mai mult. Ce să vorbesc? Hai. N-am prietenie cu el sau... Nu, ne vedem doar la cuze și atât. Discuție să... Cumva... Pentru că sunt multe lucruri pe care le spune în presă. Și poate dacă el își face nume pe numele meu, atunci el de 3 săptămâni vorbește doar de Pintilii. Înseamnă că se laudă că mă bucur că sunt băgat în seamă și mă bucur că pot să-l fac și pe el, să audă lumea despre el. Mă bucur pe el și asta înseamnă că n-am fost un prost, n-am fost un fraier și asta mă bucură. Se vorbește inclusiv despre suspendarea ta și Doamne cum ajută, vezi să-mi dea 3 luni, 3 ani, 4 ani, n-am nicio problemă. Dacă crede că am greșit și se merită să stau suspendat, ce pot să fac aici? Pentru ce crezi că ai fi suspendat în momentul de față? Păi nu știu, pentru ce? Pentru o poză? Habar n-am, nu știu. Că am ridicat tabela, că sunt delegat în acte și n-am voie să dau... Până la urma unui, oricine de pe bancă se ridică și mai țipă la un... Ce faci, sunt delegați de scaune? N-avem cum asta. Dar te simți așa constrâns de niciodată situație? Nu, mă simt foarte bine, băieții se simt foarte bine și n-am nicio problemă cu nimeni. Chiar l-aș ruga dacă ar putea să mă suspende cât poate el cel mai mult, ca să fie el liniștit. Te simți vânat? Nu. Dacă eram vânat, mai vorbeam cu el sau... Dar n-am ce să vorbesc cu niște oameni care doar vor rău în țara asta. Atât. Da. Dacă vrea să facă ceva bine, ne ajuta. Am fost fotbaliști, am jucat 50 de meciuri la echipa națională. Mi-a rupt piciorul pentru echipa națională. Măcar bun simț să ai. Nu să nu... În rest, nimic altceva. Mulțumim. Mulțumesc frumos. Da, am revenit în direct, dragi prieteni. L-am ascultat ceva mai devreme pe Mihai Pintiliu, un Mihai Pintilii care și înaintea meciului a discutat despre ceea ce se întâmplă cu școala de antrenori, cu domnul Burkel. Ei bine, a vorbit și după meci. Și aș vrea să vă întreb, domnilor, cum vi se pare acest discurs al lui Mihai Pintili? Apropo de ce spunea și de echipa națională, am jucat 50 de meciuri la echipa națională, mi-a rupt picioarele pe acolo și cu toate acestea n-am avut o discuție în acest sens. Dar, apropo de ce spunea și Gica Popescu, Florin, da, știu. Cu Guardiola, cu Luis Enrique, pentru că oamenii care au tras mult la o echipă națională, indiferent care ar fi ea, au avut totuși niște beneficii. Da, într-adevăr, el nu a fost foarte coerent cu ceea ce a spus. Înțeleg supărarea lui, are impresia că este hărțuit într-un fel sau altul. Într-adevăr, sunt de partea lui din punctul ăsta de vedere, pentru că a fost un jucător important pentru echipa națională, are foarte multe jocuri la echipa națională și în campionatul României, în sfârșit, a avut o carieră totuși bună, chiar foarte bună. Și cred că acești mari jucători ar trebui într-un fel sau altul să fie, cum a spus Gică, nu zic favorizați, dar ar trebui să fim mai maleabili și să le dăm posibilitatea să ia această licență, această binecuvântată licență, mai repede decât unul care nu a fost fotbalist. Asta mai nu vreau să mai plictisesc telespectatorii, asta am trăit și eu în Italia, am luat-o, e adevărat, eu în 3 ani, nu așa de repede cum asta e legislație, ok, bun. Și asta e regulamentul. Pe de-o parte, mie mi s-a părut un pic cam excitat prea tare. Da. Mihai, așa cum spunea și Radu, poate înțeleg și eu frustrarea și faptul că tot ceea ce se întâmplă în jurul lui în momentul de față îl face să aibă această atitudine, mă rog. Dar, uite, de exemplu, și în Franța. În Franța faci 5 ani. Clar, Fontaine. Chiar și fost mare jucător. Da, vorbesc. Chiar și fost exact. Mare jucător. Eu am avut nevoie de 3 ani. În Italia, la fel. Am avut nevoie de 3 ani. Da, se poate, într-adevăr, pentru un jucător care a reprezentat naționala României, a reprezentat România la nivel înalt, să aibă anumite avantaje. Și eu sunt de acord în acest punct de vedere, pentru că trebuie să ai un pic de respect. În toate discuțiile astea, mă gândesc totuși că, da, un exemplu. Bun, hai că dau exemplu după aceea că vorbește Marius Moldărășanu, reveni. Da, unor echipe cu jucătorii cu calitatea pe care au cei de la FCSB. A doua repriză însă a fost mai bună, dar
Totuși, chiar dacă a fost mai bun, am avut și o ocazie foarte mare prin Petrescu, o fază care n-a anunțat nimic, o nesincronizare la jumatea terenului și jocul greșeal așteaptă și, din păcate, am luat gol la acea fază și cam asta e istoria. Sunt 3 puncte pierdute, repet, poate meritam un punct, este părerea mea, dar ăsta este fotbalul, mergem înainte. Îmi felicit băieții pentru că au făcut un efort foarte mare, este clar că nu avem rin, tocmai de asta și la pauză am vorbit foarte mult că trebuie să stăm bine în teren, pentru că ne așteptam la o situație de genul. Poate dacă întâlneam o altă echipă și nu FCSB-ul, poate ne era mai ușor, dar așa ne-a fost foarte greu. Ce spuneți asta? Pentru că au calitate și în momentul în care ai jucătorul calitate, automat când pun piciorul pe minge se vede, normal că tu în momentul în care te aperi faci efort foarte mare. Este efortul foarte mare și pe lățimea terenului faci translația, balaure, efort mare, pe urmă mare prospețime pe faza de atac, la fel și para izolat în față. Sunt lucruri care cred că contează. Dacă am fi jucat cu altă echipă, poate am fi fost mai bine ca și ritm de joc. Spunea și Petrișor Petrescu, poate că a atârnat în mintea jucătorilor și această decizie cu cele 9 puncte, că s-a tot vorbit și se tot vorbește de ceva timp. Și ei își fac calcule. Și s-a vorbit, spunea și el, că s-a vorbit cam mult în cantonament despre acest lucru. Da, dar am tot discutat ca să nu ne mai gândim la aspectul ăsta. Ne gândim că sunt ale noastre până în momentul deciziei ta. Și atunci o vom vedea. Și de asta puteți, vreau să când priviți clasamentul, nu prea aveți cum arată. Da, nu știu, noi sunt puncte muncite pe teren. Așa. Și de asta am vorbit. Sunt puncte ale noastre, gândiți-vă că sunt ale noastre, calculațiile, în momentul în care vă uitați în clasament, dar aș vrea să nu mai vorbim despre, și chiar nu, discuțiile n-au mai existat în vestiar, din punctul de vedere, o să așteptăm decizia ta și vom vedea. Într-adevăr, dacă ar fi una negativă, ar fi destul de greu pentru noi. Jucătorii sunt destul de dezamăgiți, să spun așa, pentru că deja spun că se gândesc să se salveze de la retrogradare. Sunt cam resemnați. Da, într-adevăr, aud prima dată lucrul ăsta. Nu, spunea că obiectivul, practic, obiectivul e salvarea. Da, obiectivul nu este salvarea, obiectivul este menținerea. Îmi place, parcă sună mai bine. Menținerea în prima ligă, am tot repetat-o, suntem o echipă nou promovată, cel mai greu an este primul an după promovare. Am făcut un sezon bun până acum, dar nu e nimic încheiat. Vă spuneam și la flash-uri și am tot spus-o, sunt meciuri multe, puncte multe în joc, fiecare echipă, sau pentru fiecare echipă, fiecare meci este o finală, la fel și pentru noi, mai avem 8 jocuri care trebuie să scoatem maxim din fiecare meci, atât cât putem. Mai avem un meci greu etapa viitoare, contra alte echipe care se bate la campionat. Știți foarte bine, în momentul în care prinzi acea serie, Faru, CFR, FCSB și Craiova, am reușit să scoatem 6 puncte în 2 meciuri din această serie. Puteam scoate și în seara asta un punct măcar. Și totuși, sunteți echipa care a impresionat în prima parte a sezonului. Aveți un stadion nou, cu banii s-au mai rezolvat, adică mai sunt probleme sau ceva de genul? Tot vreau să evit să nu mai vorbim de bani. Am mai spus. Păi nu, încercați să pun cap la cap că ați cam avea toate ingredientele pentru a lupta să ajungeți în play-off. Cu punctele alea sau fără? Poate fără e un pic mai greu. În momentul în care ajungi în play-off, asta îți asigură atingerea obiectivului și este totodată și o performanță mare. Dar vreau să vorbim și despre bani, nu vreau să mutăm discuția. Da, e important. Nu, probleme nu sunt. Suntem foarte bine, mai sunt niște prime care vor veni, nu e asta problema. Săptămâna viitoare urmează să plătească salariul. Lucrurile sunt ok, este o stabilitate. De-aia spun, apropo de ce m-ai întrebat mai devreme vis-a-vis de punctare, suntem într-o altă situație față de ce s-a întâmplat cu celelalte două echipe anul trecut. Dar acum regulamentele sunt clare, dacă s-a greșit, probabil de asta s-a ajuns la acea depunctare, însă cred că avem dreptate la ce mi s-a spus, că s-au gândit din punct de vedere al respectării legilor țării, noi fiind și o echipă în insolvență. Și am înțeles că așa ne vom apăra la TAS și credem că ne vom câștiga punctele. Din punct de vedere sportiv, puteți să mențineți această etichetă de revelație a campionatului până la final? Vedem. Am avut și o serie destul de rea, la un dat 3 înfrângeri. Am gestionat-o bine, ca să spun așa. Nu s-a adâncit acea perioadă. Apar, cred că
toate echipele au avut astfel de perioade, chiar și echipele care se bat la campionat și au ajuns în față, și mă refer la CFR Cluj, mă refer la FCSB, chiar și Craiova, echipe care au început în cupele europene și normal că este foarte, foarte greu. Au ajuns sus, au calitate, este normal, se vor bate cu siguranță la campionat, poate și Rapidul, dar trebuie să acumulăm puncte, trebuie să câștigăm meciuri ca să rămânem la stadiu de revelație, cum ne numește lumea. Mulțumim! Seara bună! Bun, l-am ascultat pe Măldărășanu. Revin la ceea ce discutam noi apropo de 50 de prezențe pentru Mihai Pintilii la echipa națională. În regimul acesta de ani de zile, Gică Hagi nu era niciodată selecționer al Naționalei României imediat după ce a terminat cariera de fotbalist. Niciodată. Adică el, după ce a terminat cariera, a fost selecționerul României. Mă rog, a fost acea dublă cu Slovenia, o ține minte cu toții, dar la ceea ce se întâmplă acum, niciodată nu era selecționer. Înainte de a termina cariera, am început să fac cursurile. Fiind încă jucător activ. Ultima jumătate de an am fost asistentul lui Răzvan Lucescu la Rapid. Deja aveam toate actele necesare, deci nu știu de ce alții nu ar fi putut face. Mihai Pintilia acum spune în felul următor. Eu sunt acum la cursuri și domnul Burchel știe treaba asta. Și atunci întrebarea este, vrea să-l dea exemplu pe Pintilii? Din moment ce știe că este la școală sau... Ce credeți că se întâmplă? Că nu deja... știu ce se întâmplă, pentru că e foarte confuză situația. Chiar atâta s-a discutat că nici eu nu mai știu ce se întâmplă cu acest... Păi mai luăm și cazul cu Răitorul viu în felul ăsta. Că nu, păi tocmai asta apropo de Reci Argeș, care a plătit cotizația pentru antrenor, adică pentru Croitorul, de i-au spus că nu mai are voie, că l-a terminat în Moldova. Au fost precedente, s-au creat precedente și uite unde s-a ajuns. Pentru că s-a permis încă... Și e vina cui viu? E vina lui Pintilii sau este vina federației că face... Vina celor care trebuie să se ocupe ca... Toată lumea să fie legitimă. Adică un regulament legitimă. Pentru toată lumea, nu pentru X. Corect, un da. Regulament, s-au pentru Y un regulament. Precedente 1, 2, 3 și uite așa, lucrurile au luat-o... Da, nu e vina lui Pintilii. Aduți aminte ce s-a întâmplat cu situația Mirel Rădoi la FCSB. Și momentul în care a ajuns la Naționala mică, da, la Naționala de tineret, abia după aceea, când a fost făcut selecționerul, s-a schimbat regulamentul. Regulamentele ca lumea și aplică-le. Nu favoriza pe unul, pe altul, că uite, ajunge situația asta când, normal, că ci se întorc toate împotriva ta, tot e o nebunie și nu se mai înțelege absolut nimic. De ce nu s-a pus la punct? Păi, asta e de fapt întrebarea. Dar de ce nu v-ați pus la punct înainte să avem astfel de discuții? Că dacă aveați un regulament că se poate declara pentru toată lumea, știa toată adevărat, eu m-aș aștepta în momentul de față, are dreptate, evident, toți avem dreptate aici și așa este, dar mă aștept acum. S-a creat această confuzie, e adevărat, se pare că sunt nepregătiți. Dar tu, Lucian Burchel, care ești președinte, ești șeful scurii, ești săptămâna aceasta cu o conferință de presă și încearcă să clarifici și să spui lucrurile pe nume. Încearcă să ne dai niște, să spui ceva. Păi, dar trebuie să spui. Atunci nu se poate să stăm așa să vorbim. Deci o lipsă de comunicare. Dar nu, dar trebuie neapărat să... Evident că trebuie o reorganizare cât mai rapidă. Știu că nu este simplu, dar nu trebuie să mai vorbim în 2023 de asemenea probleme care n-ar trebui să existe oriunde în lume. Nu, e foarte corect așa. Fotbalul care se joacă la noi, comentăm aspectele astea vis-a-vis de licență, de carnet de antrenor, dacă poate sau nu poate stai pe bancă, dacă poate sau nu poate. Dacă nu vom avea, vom avea aceste precedente și la anul, și vom rămâne în această situație. Deja le avem, de 7-8 ani aceeași discuție. Dintr-o dată acum... Îi dau dreptate lui Dan Petrescu, l-am ascultat pe Dan. E posibil, ai licența, antrenezi. Ce să mai... Foarte bun. Simplu. Bun, haideți să luăm o scurtă pauză publicitară, revenim. Da, am revenit pentru ultima parte a acestei emisiuni. Scurte concluzii după acest Hermannstadt FCSB 0-1. Am discutat despre situația lui Pintilii, am discutat și despre fotbalul oferit în această seară. E adevărat, nu... într-o cantitate foarte mare. Aș vrea să te mai întreb un singur aspect, Vio, dacă ai înțeles Coman Popescu pe aceeași parte, cum ți s-a părut? Bun, ai și golul din combinație, din trioul ăsta cu Coman Popescu, Omrani. Popescu a coborât un pic în poziție de inter
odată cu schimbarea efectuată și atunci când a ieșit Ejuma și a intrat Coman, iar Coman a intrat la locul lui în banda stângă. Chiar dacă la gol, practic, Coman pasează din poziție de mijloca, să zicem așa, pentru că atunci când fixează Omrani, el decalează mai departe, în banda stângă, acolo unde era poziționat Octavian Popescu, care la rândul lui dă drumul la minge pentru Coman, pasează la Coman și acesta dă pasa pentru gol. Bun, discutăm foarte, foarte scurt și despre ce s-a întâmplat la Craiova. Vă spuneam că a fost o scenă pe care în mod normal n-ar trebui să o vedem pe un teren de fotbal. Adrian Mititelu Junior este oprit destul de greu acolo să nu se contreze, ca să nu spunem alte cuvinte, deși e clar că are alte dorințe, cu un suporter de la FCU Craiova. Jandarmii, iată ce avem aici, a încercat să sară gardul. Florin Vio, Florin... Da, este inadmisibil patron, asemenea normal, comportament, chiar dacă ai fost provocat, dar cine nu este provocat? Din păcate, din păcate trebuie să ai un anumit self-control, trebuie să te controlezi, ești fiul unui patron de o echipă de fotbal. Nu poți să fii așa de grobian, așa de needucat. Îmi pare nespus de rău ce s-a întâmplat, nu trebuie să se mai întâmple. Iată, niște imagini de suburbane pe care, credeți-mă, mă lasă... Păi după ce am avut chiloți, mă scuzați. Da. Bine, acolo, chiar și acolo, într-adevăr. Deci astăzi avem și un patron care vrea să sară gardul, se ducă la un suporter. Deci, inadmisibil așa ceva, pentru că trebuie să dai exemplu, reprezinți un oraș, o echipă, inadmisibil. Ce cuvinte aș mai putea adăuga și eu? Perfect de acord cu Radu, deci n-ai... Nu se poate așa ceva. Dar pe mine nu mă mai surprinde absolut nimic. Și eu mai ales în acea zonă... Mă gândesc, eu îl vedeam pe Jean-Michel Ola supărat la Lyon să sară în gărduleț din ăla repede, se ducă și el la unde. Deci chiar mă gândesc așa, Doamne. No, deci, ai vedea în Franța așa ceva? Pot exista. De situații, dar... mult mai greu de... E clar că prezut. Lumea se enervează, e clar că dai din banii tăi și te superi și crește tensiunea. Ai frustrări, și... dar... e supărat, dar așa cum spunea și Radu, trebuie să ai sângele mai rece, să te controlezi. Credeți-mă, și eu am deschid o mică paranteză. După meciul cu Dinamo, din păcate, când am retrogradat, am luat-o pe jos acasă. Și în zona Dorobanți, lângă unde este o bancă acolo, zona, da. Nu dau nume, că nu vreau să... Da? M-a văzut un suporter, evident, extrem de nemulțumit și m-a înjurat, m-am dus liniștit, m-am dus liniștit acasă în supărarea mea și m-a înjurat, sunteți vinovați, nenorocit, și n-am zis absolut nimic. Și mi-am încasat, m-am înjurat. Da, e prima oară când spun așa, au trecut deja... E, acolo... Deci, eu, de ce sângele era e mai cald, mai... Da, e adevărat. Da. Și eu am sânge de oltean, atenție. Olteanii sunt mai efervescenți. Da. Deci, așa în sfârșit. Da. Bun. Dacă nu avem fotbal, măcar avem... Hai că am avut și fotbal. Stați puțin că am avut și fotbal. Ghinionul de această seară la meciul Hermannstadt cu FCSB a fost că a venit meciul după Arsenal. Asta spun, am avut și fotbal.